Așadar, a fost confirmat decesul ocupanților din elicopterul prăbușit în Iran. Președintele Raisi, ministrul de externe Hussein Amir Abdollahian, guvernatorul provinciei Azerbaijanului de Est, Malek Rahmati Tabriz, liderul religios al regiunii, imamul Mohammad Ali Alehashem, împreună cu pilotul și copilotul, dar și șeful echipajului, șeful securității și asistenții personali. Locul prăbușirii elicopterului a fost descoperit după aproape 20 de ore, iar la operațiunea de căutare-salvare au participat 71 de echipe. În cazul unei tragedii aviatice, trei cauze se iau în considerare: vremea, defecțiune tehnică sau vina pilotului. În acest caz, presa din Iran a vorbit de faptul că vremea era nefavorabilă, era ceață, ploua și cumva toată lumea a dat vina pe aceste condiții, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că elicopterul Bell 212 era mai vechi de 40 de ani, el a fost construit în anii 60 și începutul anilor 70, de faptul că Iranul era sub embargo și nu putea să acceseze piese și alte echipamente, inclusiv software pentru astfel de elicoptere, dar și trebuie să mai luăm în considerare că în Iran, Iranul este țara cu cele mai multe accidente, tragedii aviatice. Peste 2000 de iranieni au murit în ultimele decenii în astfel de tragedii. De altfel, aeronavele iraniene nici nu au voie să zboare pe deasupra spațiului aerian al României. A fost o operațiune de căutare destul de dificilă, cum spuneai și tu, aproape 20 de ore, 71 de echipaje. O dronă turcească, Bayraktar, a descoperit sursa de căldură care a dus la identificarea fragmentelor elicopterelor, cel puțin așa spune agenția Anadolu. Drone Bayraktar sunt de două tipuri, TB2 și A5. Din primele TB2 cumpără și România trei sisteme. Principalele caracteristici ale acestor drone care le fac capabile pentru astfel de misiuni au un timp de zbor foarte mare, de peste 24 de ore. Pot zbura la altitudini între 7.000 de metri, A5 chiar peste 10.000 de metri, iar ele au la bord camere video, au senzori pentru vedere pe timp de noapte, dar și senzori termici care le fac foarte ușor de să identifice, să zicem așa, punctele termice de pe sol. Încă un aspect pozitiv al acestor echipamente este faptul că în condiții de vreme rea, cum a fost ieri în regiunea unde s-a prăbușit elicopterul, aceste drone nu riscă viața echipajului, ele fiind coordonate de la sol, niciun membru al echipajului nu este pus în pericol. Florin, dar ce fel de aparat era? Acum sunt mai devreme Bell 212, am văzut că el avea anumite modernizări la varianta 412, el este un avion multirol, a fost construite 1200 astfel de aparate, are capacitate 2 piloți și 13 pasageri, lungime de 17 metri, înălțime de 3 metri, greutate de 3 tone, poate să ia o încărcătură de 2 tone la bord, dar o viteză de croazieră de 190 de kilometri, rază de zbor de 900 de kilometri, atinge un plafon de zbor de 6.000 de metri. Este un aparat foarte solid, foarte robust, folosit în special de armata Statelor Unite și Canadei în urmă cu decenii, însă vechimea lui și modul lui de întreținere ridică multe probleme, ținând cont că totuși un aparat de aproape 50 de ani încă mai funcționează și tehnicienii de acolo nu au acces la ultimele dezvoltări, ultimele echipamente din partea companiei.